În evaluarea făcută, în ultimele 24 de ore au fost afectate 89 de localități din 7 județe, Bacău, Covasna, Galați, Achita, Neam, Suceava și Vrancea, raza cărora structurile Ministerului Afacerilor Interne, pompieri, jandari, poliție, poliție de frontieră, împreună cu toate autoritățile publice locale, au desfășurat activități pentru înlăturarea efectelor negative.